Bună ziua! Iată că am ajuns la Muzeul Casa de Târgoveți din Ploiești. Suntem cu doamna conservator Mihaela Ioniță. Bună ziua! Bună ziua! Și știm că este cea mai veche casă din Ploiești. Da, este cea mai veche casă din Ploiești. A fost construită pe la 1785 de un localnic, a cărei fiică, pe nume Marița, a luat în căsătorie pe Ivan Hagi Prodan. Acesta, Ivan Hagi Prodan, venea din Bulgaria, a fost născut într-o zonă cupriferă a Bulgariei, de unde a deprins și meșteșugul aramitului, prelucrării aramei. Așa că în România a venit în urma prigoanei otomane, să zic așa că pe la 1790. Odată cu el au venit și 1000-2000 de bulgari, bulgari meșteri sau sârfi se mai numeau acești bulgari, care erau înscriși în cartografia Ploieștiului ca meșteri sârpi. Venind în Mahalaua Sfinților Voievozi, pentru că așa se numea în perioada aceea acest târg, datorită faptului că există lângă noi o biserică Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, a cunoscut-o pe Marița, pe fiica acestui negustor care avea casa, s-au căsătorit primind casa zestre sau dotă, cum era obiceiul. S-a mutat aici împreună cu cherhanaua lui de arămie, deoarece fiind un priceput meșter al prelucrării aramei, și-a strâns și o mână de romi sau de țigani, să spunem, pentru că era și șeful breslei căldărailor din vremea respectivă, și i-au angajat pentru prelucrarea aramei. Acum ne aflăm pe prispa muzeului, Casa de Târgoveți. Aici, această prispă este împrejmuită de o suită de 11 stâlpi, toți sunt originali, cu excepția celor doi, cel din fața noastră și celălalt dinspre poartă. Au fost bătuți de vânt, de ploi și au fost degradați într-o mare parte a lor. După cum vedeți, aici, pe această prispă, se stătea vara și aruncau perne, pături, dormeau, era ca un dormitor de vară, dar totodată se servea și cafeaua și ceaiul, exact ceea ce se făcea în casă, în salonul oriental. Prispa este decorată cu multe cu mușciucuri, după cum vedeți avem decorațiuni orientale împletite cu cele românești vechi. La intrare în casă există doi grifoni care se considera că ar fi protectorii casei. Acum vă poftesc în casă. După cum vedeți, în acest vestibul, ne întâmpină cu tablouri, cu imagini cu casa din 1954, imagini din bucătărioara de iarnă și o acuarelă anonimă făcută în secolul 20, la începutul secolului 20. Pe o parte și pe cealaltă a vestibulului sunt câte două camere, iar în față avem acest sagnasiu, loc de relaxare, un salon oriental în care stăteau la lunștea ifasuri, tolăniți pe divan, făceau afaceri, fumau în arghilele pipa și ciubucul, obiect oriental. La loc de cinste sunt și condurii lucrați în piele și fir metalic aurit, fapt ce dovedea că erau oameni stăriți. Ce vedem aici, avem obiecte orientale, măsuța cu 10 picioare orientală cu intarsie de sidef, pe ea se odinesc vase de ars mirodenii, dar și castroanele lucrate într-un anumit măestrie cu argint, cu aramă și alamă, o lucrare foarte greu de făcut. Pernele pe care le avem pe divan sunt lucrate în casă în perioada respectivă, în secolul 19, cu fir metalic aurit, în chilimuri, în gogoașă de vierme de mătase, dar și în solți de pește.
ceva mai rarisimo asta în solzi de pește, nu prea se găsesc, dar cât de la castele cred că se mai găsesc, probabil că pe la Castelul Peleș. Eu îi spun colțul de vicii, întrucât cred că asta era și asta era și moda de atunci. O panoplie cu arme de foc de sfârșit de secol 18, început de 19, dar și recipientul pentru praf de pușcă din argint. Observație și decorațiunile interioare, stucul acesta. Iar original din lemnul pe care îl avem aici, au rămas doar aceste colțuri cu ciucuri. Mai departe pășim în bucătărioara mică de iarnă. Aici găsim tot ce e necesar unei fete la căsătorie. Avem lada de cereale, bridarul cu blidele, obiecte din alamă, ceea ce vă spuneam eu mai devreme, erau executate de robii lui Hagi Prodan, ce aceștia stăteau la demisolul acestei case, le băteau, le ciocăneau, le finisau. Iar originale de atunci? Unele sunt ale de aici, altele sunt din depozit. Nu putem să spunem care sunt cu siguranță, întrucât destinul acestei case este destul de bogat. O să vă povestesc altă dată cu altă ocazie. Okay. În față avem o vitrină cu farfurii de decor din metal comun, argint, dar și ceramică transilvaneană. Soba, o sobă originală făcută, lucrată în cărămidă subțirică de sobă, lipită cu pământ și văruită. De fapt, în toată casa asta, în tot muzeul ăsta, este numai var. Noi nu am folosit aceeași tehnică de altă dată. Nisipul și tava cu nisip în care se făcea acea cafea aromată turcească. Da, da. Care de aici se pornea către Sagnasiu pe această tavă, probabil, sau nu știu dacă era asta sau alta, dar se ducea cu cafele și cu narghilele, dulcețuri, unde se relaxau în partea din precedentă. Colțul de vicii. Colțul de vicii, da. Da. O să mergem în sufragerie. Da. După cum vedeți, avem tavanul original, o piesă originală, o piesă lucrată de mâini de meșteri pricepuți. Aceștia au fost bulgari, prieteni cu Ivan Hagi Prodan. Are forma soarelui, de fapt așa se și numește tavanul soare, deoarece, după cum vedeți, e un boboc din care coboară corpul de iluminat, un disc, un octogon, unde e o lucrare cu flori de răsură, vrești de struguri, iar de dedesubtul lucrării este o foiță metalică aurită. Iar de jur împrejurul acestui octogon sunt 22 de raze de funii care întocmește acest soare, formează acest soare. Tot acești meșteri au lucrat și dulapul de colț pe care îl avem aici în stânga mea. A rămas original doar marginea. Vedeți că mai avem și pe acolo foiță metalică aurită, iar central este restaurată de acum vreo 70 ceva de ani, nu pot să vă spun exact timpul de când a fost, pentru că nu avem multe informații. Deasupra este un sipet pentru bijuterii. Pe peretele din fața noastră este o pendulă franțuzească ce bate timpul de aproape 200 de ani. O sobă cu două coloane stil brâncovenesc, dar și arabesc, cu acei ciucuri de la jumătatea sobei, pe care se odinesc două vase, un ibric arabesc și o chibritelniță sau un opaiț. Chibritelniță pentru că, vedeți dumneavoastră, e un suport acolo, da, special pentru chibrit. În tablouri avem pe Marița, pe soția lui Hagi Prodan. Pe Hagi Prodan nu-l avem în nicio schiță măcar, dar lângă Marița, în tablou de lângă ea, este Ioan Teodor, nepotul lor, cel care a avut această casă moștenire și a vândut-o
primăriei, imediat după primul război mondial, pentru a se deschide aici muzeu. Da. De altfel, nu numai că este cea mai veche casă din Ploiești, este și primul muzeu de istorie al Prahovei. Imediat după primul război mondial, la insistențele marelui profesor Iorga, Toma Socolescu, Alexandru Zagoriț, aici s-au pus bazele muzeografiei. De aici a pornit muzeografia, se numea cândva Muzeul Regional al Prahovei. A funcționat din 1919 până prin 1953 ca muzeu. Era mai multă artă religioasă aici, dar patrimoniul s-a îmbogățit și nu a mai fost loc pentru etalarea acestor piese și așa că s-a deschis Muzeul de Istorie acolo unde este acum și aici a devenit din nou Casă de Târgoveți. Mai sunt multe de spus despre această casă și destinul acestei case, dar vă așteptăm publicul vizitator să vină să le descopere, să le descoperim împreună. Continuăm cu obiectele din această casă. După cum vedeți, o masă foarte frumos sculptată. Este o piesă de secol XIX, piesă florentin, stil florentin, lăs de zestre, cea de acolo și cea de aici, fără de care fetele nu se căsătoreau. Iar nu în ultimul rând am lăsat la loc de cinste, pe peretele de arăsărit, această icoană de Hagiu. Este o icoană adusă din Ierusalim de către Ivan Hagi Prodan. Inițial pe el îl chema Ivan Prodan. Hagiu a devenit în urma unui pelerinaj a Ierusalim. Exista în trecut un obicei ca să se strângă un grup de 20-30 de bărbați înstăriți și să se pregătească în acest sens, spovedându-se, împărtășindu-se, împăcându-se cu cei din jurul lor și mergeau în acest pelerinaj în preajma sărbătorilor pascale. Participau la slujbe, se botezau în râul Iordanului și se întorceau de acolo primind titlul de Hagi, cum că a făcut acel hagealâc. Așa și Ivan Hagi Prodan a mers și el odată cu ei, a cumpărat această icoană de mari proporții. Este o icoană, Ierusalim se numește, da. Icoană de Hagiu, icoană care îi se mai spune și Biblia celor fără de carte, cei care nu știau carte. Pentru că erau foarte multe imagini. Da, din Biblie. Da. Da. Biblia este descrisă din exact. De sus, marginal. Da, așa. Cu Vechiul Testament pe toată marginea lucrării. Iar Noul Testament este pe centru. Mai multe detalii vă pot da cu altă ocazie când ne vom mai întâlni. Are 204 ani, a fost restaurată, este o piesă unicat. A fost restaurată după Revoluție, prin anii 90, 93, 94, nu pot să vă spun exact. Are o cromatică bine armonioasă, se armonizează bine culorile. Toate sunt așa făcute ca într-un buchet. Sunt peste 205 imagini în compoziția sa. După cum vedeți, imaginea, rama icoanei este lucrată tot de aceiași meșteri care au lucrat și tavanul și chiar și dulapul de colț și ea a avut foiță metalică aurită sub lucrare, sub aceste elemente. Dar la restaurare a fost curățată, pentru că nu se mai vedea frumos. Și ce aș mai vrea să mai vă spun despre icoană, că este unicat în țară. Odată cu ea a fost lucrate 7 icoane de meșteri diferiți în acea perioadă, care s-au răspândit în toată lumea. Și iată că și la noi, în casa noastră, în căsuța asta mică, plină de istorie, avem bucuria de a găzdui această icoană, această minunăție de icoană. Da. Da.
vom merge acum în dormitor. Da. Sunt multe lucruri de spus, dar mai le ține și pentru vizitatori. Corect. Mi se pare corect. Da. Și sunt sigur că și la icoană mai aveți, sunt o grămadă de spun. Acolo este frumusețea din detalii. Acolo trebuie neapărat să stăm la discuții. Am simțit că acolo aveți multe povești. Da. Cu, aici, în dormitor, ne întâmpină acest pat. Un pat foarte frumos. Este micuț, dar și oamenii erau micuți. Este lucrat cu stâlpi în torsadă, cu tăblii, cu elemente florare și zoomorfe, simboluri care reprezintă fragilitate, putere, dar el este acoperit de această cuveltură, o cuveltură fină de catifea, lucrată cu multă maestrie, aceste ghirlande în fir metalic aurit. Gândiți-vă că nouă ni se încurcă ața așa când coasem ceva, un asture, dar cum ar fi să coși astfel de opere, de capodopere, să-i spun așa. Pe pat avem acest obiect, se numește încălzitor de pat. Se deschidea de aici. Ok. Și se punea cărbunele. Se încălzea ca un fier de călcat, o parte de sub, și se călca patul, se punea pe pat. Se încălzea patul. Aha. Înainte să intre, da, proprietarii, Marița cu Hagi Prodan, în pat călduț. Deasupra patului avem o galerie din lemn cu intarsie de sidef, ce încadrează această icoană. O icoană tot așa de veche, de 200 de ani, după cum vedeți, are o iconografie mai naivă, este în registre, cu Vechiul și Noul Testament, dar mult mai puține scene, mult mai puține. Da. Ea nu a fost restaurată decât ușor curățată. Iar lângă ea avem o altă iconiță, mai rarissimă, așa, mai se găsesc astfel de iconițe, pe sidef, cu gravura Sfinților Împărați, Constantin și mama sa Elena, secol XIX. Chiar și un scaun pliant din lemn, cu intarsie de sidef, iar pe marginea sidefului este sârmuliță de argint. Lucruri prețioase, lucruri făcute de mână, de meșteri foarte pricepuți. Soba, la fel ca cealaltă, din sufragerie, de dimensiuni mai reduse, tot cu coloane și cu ciucuri. Pe ea se odihnește lampa cu gaz, lampa care era la mare modă în perioada respectivă. Lampa, vorbim de lampa cu gaz, dar vorbim și de lampa de luminat. O lampă de factură orientală, bătută, traforată, cizelată, se aprindeau lumânări cândva. Foarte greu se manevra cu ea, așa că doar de sărbători se aprindea, de Paște, de Crăciun, de Lăsata Secului, de toate sărbătorile astea creștine. Iar în fața noastră avem toaleta, lavoarul și cana, care se spălau pe față, pe mânuțe, își făceau toaleta la oglindă. Casa nu e făcută din zgârcenie, atât a trebuit. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat după cutremur. Da, cutremurul a afectat casa, partea din spre stânga noastră a fost mai mult afectată, a căzut în cuiala pe exterior, probabil că și sobre, nu știu, când am atunci, eram mai micuță, nu știam despre ce e vorba. În schimb, pot să spun că a suferit o restaurare foarte profundă, am avut un arhitect foarte fain care a lucrat bine pentru că această casă, șița a fost refăcută, pereții, sobele, au fost toate restaurate cum a trebuit, foarte frumos. Iar spațiul expozițional a fost, la un moment dat, a fost în pauză, ca să se aclimatizeze, așa cum se face de obicei într-un muzeu după o restaurare completă. Timp de 17 ani aici a funcționat expoziția permanentă a lui Nichita Stănescu, până când casa lui Nichita Stănescu a devenit muzeu. Toate piesele au fost duse înapoi la muzeul Nichita Stănescu. Avem și un material cu Nichita, cu casa memorială Nichita Stănescu. Da. Și aici s-a făcut din nou o mică restaurare, o curățenie și s-a redeschis ceea ce e și acum muzeul Casa de Târgoveți de secol XVIII-XIX, spusă și Hagi Prodan.
Să știți că mai avem la demisolul acestei case, mai avem o expoziție, o expoziție foarte frumoasă, cu ocazia 100 de ani de când această casă a făcut centenarul. Acum 4 ani, 2019, s-a întâmplat asta. Acolo am aranjat câteva piese din muzeu. Din muzeu, nu din casă. Foarte frumoase sunt piesele, de unice. O să le vedem altă dată. Nu punem pe filmare, vă așteptăm să veniți aici. Noi o să mergem să vedem. Da. Și ne bucurăm că am ajuns aici. Vă mulțumim tare mult că ne-ați introdus în acest muzeu și ni l-ați arătat. Am dus într-o lume de acum 230 ceva de ani. În cea mai veche casă. Da. O casă unică, o casă mică cu multă istorie, mă repet, dar îmi place să spun asta. Invit pe toată lumea să vină aici, pentru că cei care vin, mai vin și a doua oară și a treia oară și mereu. Și eu vă mulțumesc, mă bucur mult că ne-am cunoscut și vă doresc cât mai multe materiale frumoase și să afle publicul, România, să afle cât de frumoasă este. Mulțumim! Și eu mulțumesc!